Un accident rutier a avut loc în banat. Două femei și un bărbat au fost răniți și transportați la spital după ce două mașini s-au izbit puternic în localitatea Hitiaș. Un bărbat în vârstă de 59 de ani a condus un autoturism pe drumul județean 592D în localitatea Hitiaș, iar la intersecția cu drumul județean 572 a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 66 de ani care se deplasa regulamentar dinspre Buziaș către Topolovățu Mare. În urma impactului, două Femei și un bărbat, pasageri în autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 59 de ani, au fost răniți și transportați la spital. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.